Pentru locatarii din blocul 4 de pe strada Castanilor, ghiena de gunoi este un coșmar. Mașina de salubritate a trecut ultima dată prin zonă pe 2 decembrie. De atunci, resturile aruncate pe toboganul blocului s-au adunat în încăperile ghienei. Una este deja plină, iar a doua se va umple în câteva zile. Locatarii de la parter sunt disperați din cauza mirosului. L-am anunțat pe domnul director a SOMA de 2 săptămâni. Am înțeles că e zăpadă, am înțeles că nu l-a luat pe 2 decembrie. Și au spus că vine să iei. Și azi când ne-am dat telefon, m-au înjurat. Că știți, că-s două roabe. Și atunci am spus, domnule, dar de ce mă înjuri? Cum să fie două roabe de la 44 de apartamente în curs de o lună de zile când și sărbătorile? M-am dus la primărie, primăria o să dă un telefon. Da, ce să facă? Direcția sanitară a spus că e sărbătorile. Locatarii de la parter ar vrea să fie desființat toboganul de gunoi și să se amenajeze în zonă o platformă cu tomberoane pentru blocurile de pe Castanilor. Nu au găsit însă înțelegere nici la vecini, nici la autorități. Dacă n-aș avea miros, aș sta și eu bine mersi ca el anți 43 de apartamente. Că nimeni nu vrea să suspendeze decât ăștia la parter pentru că nu-i afectează. Probleme în ridicarea gunoiului nu sunt numai la acest bloc. În toată zona se văd tomberoane din care deșeurile se revarsă. Deși aleile sunt acum accesibile pentru mașini, cele de salubritate nu-și fac apariția. Am încercat să-i contactăm pe reprezentanții societății de salubritate, însă fără succes.